Noua reglementare cu privire la reciclarea bateriilor și acumulatorilor, care a intrat în vigoare pe 18 februarie, nu se limitează doar la stabilirea unor noi orientări pentru bateriile utilizate în dispozitive precum smartphone-uri și vehicule electrice. Ea impune de asemenea reglementări stricte pentru bateriile obișnuite și cele reîncărcabile folosite în produse de uz casnic, cum ar fi telecomenzile sau lanternele. Conform acestor norme, toate tipurile de baterii trebuie să îndeplinească anumite cerințe și standarde pentru a proteja mediul și sănătatea publică. Începând cu data de 18 februarie, conform noilor norme, va fi implementată o regulă nouă. Toți dealerii și producătorii de baterii sau acumulatori vor fi obligați să primească înapoi de la consumatori produsele ieșite din uz. În magazinele fizice de retail, colectarea bateriilor vechi se va realiza prin intermediul unui recipient special dedicat. În ceea ce privește comerțul online, clienții ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a returna gratuit bateriile uzate sau defecte prin poștă. Deși încă nu este clar cine va suporta costurile poștale, unii comercianți online menționează pe platformele lor că vor rambursa clienților aceste costuri. Regulamentul european referitor la baterii și acumulatori nu aduce prea multe noutăți în legislația românească. Conform hotărârii de guvern numărul 1132 din 2008, bateriile auto uzate trebuie obligatoriu predate de către proprietari la magazinele sau punctele de vânzare care livrează noul acumulator. Astfel, conform legii, este necesar să returnați bateria veche celui care v-a furnizat noul acumulator. Bateriile conțin plumb și acid, substanțe extrem de nocive pentru mediu și chiar pentru sănătatea umană, în cazul unei eliminări necorespunzătoare. Potrivit hotărârii guvernamentale, celor care nu returnează bateria veche, la schimb, li se aplică o taxă de 10% din prețul noii baterii, numită taxa de depozit. Această sumă poate fi recuperată în termen de 30 de zile de la data achiziționării noii baterii, dacă prezentați o baterie veche. În caz contrar, această taxă se va vira într-un fond special pentru mediu. Acest proces este implementat în majoritatea magazinelor specializate în piese auto, însă clienții au sesizat că atunci când achiziționează acumulatori auto din lanțuri de hipermarketuri, vechea baterie nu este acceptată. În continuare, producătorii și importatorii de baterii și acumulatori sunt obligați să organizeze colectarea de deșeuri provenite din baterii și acumulatori. Acest lucru se întâmplă însă în principal în hipermarketuri sau în magazinele specializate în electrocasnice. Deși ar trebui ca recipientele speciale dedicate pentru bateriile de telecomandă uzate, de exemplu, să fie disponibile și în benzinăriile care comercializează baterii. Cel mai probabil aceste entități economice încalcă legea tocmai pentru că amenzile nu sunt suficient de intimidante. Conform hotărârii de guvern, sancțiunile prevăzute sunt între 5.000 și 7.500 de lei pentru persoane juridice și între 1.000 și 1.200 de lei pentru persoane fizice, iar contravențiile sunt constatate de personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Ministerului Economiei și Finanțelor. Cu toate acestea, regulamentul european aduce și o serie de modificări la legislația românească existentă, modificări care vor fi implementate treptat. Astfel, începând cu data de 18 august 2024, bateriile vor trebui să îndeplinească cerințe suplimentare, cum ar fi identificarea unică și prezența sigiliului Comisiei Europene, iar nerespectarea acestor cerințe poate duce la aplicarea unor amenzi stabilite de fiecare stat în parte. De asemenea, se va impune o limită strictă privind conținutul de plumb în baterii, care nu va putea depăși de 0,01%. În plus, în documentația bateriilor pentru vehicule electrice vor fi incluse date actualizate. Acestea se vor referi la parametrii care determină starea de sănătate și durata de viață estimată a respectivilor acumulatori. Asta pentru ca un potențial cumpărător de astfel de vehicul să fie informat cu privire la autonomia acestuia.